Drumul spre casă. Nu voi cuprinde niciodată prin cuvinte dimensiunile recunoștinței mele pentru ceea ce a fost și este soția mea pentru mine. Eu pot să spun că îi datorez ei starea mea de părtășie cu Domnul, nivelul de a-L cunoaște pe Domnul, nivelul de a trăi în intimă relație cu Domnul, a fost într-adevăr și este o ființă binecuvântată, încărcată de Duhul Sfânt. Mă bucur să vă regăsesc, iubiți prieteni, în emisiunea Drumul spre Casă, sunt Radu Mureșan. În episodul de astăzi îl vom cunoaște pe Ioan Tiut, din comuna Luncani, județul Cluj. Este o așezare liniștită cu spații largi care te lasă să-ți bucuri privirile de coline domoale, acoperite de pășuni, brăzdate aici și colo de poteci de pământ. Pe fratele Nelu l-am vizitat în casa în care locuiește, foarte aproape fiind și de casa de rugăciune a bisericii pe care o păstorește. După ce am făcut cunoștință și cu soția dânsului, m-a invitat în camera pentru oaspeți, unde am purtat o discuție frumoasă despre lucrările lui Dumnezeu din viața lui. Mai multe veți afla în minutele următoare din înregistrarea pe care am făcut-o. M-am născut în satul Petrilac, în județul Mureș. Aveam o mamă credincioasă, îi plăcea mult să se roage, frecventa cu regularitate biserica, părtășiile frățești. Deseori o auzeam rugându-se când se retrăgea zilnic într-o cameră, plângea, se ruga pentru familie, pentru noi copii. Erați o familie mare? Da, 6 copii eram la părinți, eu fiind cel mai mic. Tatăl meu nu era creștin, a murit când eu aveam vârsta de 12 ani. Mama mea des se ocupa de mine, mă învăța cuvântul lui Dumnezeu, mă învăța să cânt, să mă rog. Mă ducea cu ea la toate întrunirile, la serviciile de rugăciune, în biserică. Însă la vârsta când aveam 16 ani și ea înceta din viață. Circumstanțele, împrejurările acestea m-au determinat să părăsesc satul natal și să mă stabilesc pentru o vreme la un frate de-al meu în comuna Chețani. Sigur, lipsa mamei, lipsa părinților, necazurile, greutățile, eram și bolnav în copilărie, avusesem spitalizări luni de zile cu reumatism cardioarticular. Sigur, întristările pe care le aveam și durerile lăuntrice m-au determinat să-L caut pe Dumnezeu. Și am început să citesc Biblia, am început să mă rog, așa cum învățase mama, să mă exprim în fața Domnului cu toate dorințele, cu toate cauzele pe care le aveam și să chem prezența Lui și simțeam nevoia ca să-mi predau viața Domnului. Astfel, la vârsta de aproape 18 ani, am încheiat legământul cu Domnul prin botezul în apă, în râul Mureș, într-o noapte, pentru că atunci cu regimul trecut nu se putea face așa botezuri oficiale la râu. Și așa au luat ființă biserica din Chețani, deci la primul botez care l-am făcut atunci au mai participat încă vreo 4-5 persoane și în Chețani a luat ființă o biserică. Citeam în cuvântul lui Dumnezeu despre curăția cugetului. Spre exemplu, Apostolul Pavel îl învăța pe Timotei să păstreze credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Doream foarte mult, tânjeam, mă mistuiam de dor,
plângeam, aveam un semn, de fapt, prin care eram convins și aveam siguranța că rugăciunile îmi sunt ascultate. Când puteam să plâng, când puteam să învărs focul lăuntric al inimii la picioarele Domnului, când mă recunoșteam că sunt păcătos, că am nevoie de mântuire și ceream prin rugăciune să fiu eliberat de orice gând, de orice cuget rău, de orice privire firească a ochilor, de orice poftă a firii pământești, de orice poftă a ochilor, de orice dorință de a manifesta plăcerile firești, plăcerile trupești, să fiu din toate acestea eliberat, să fiu scăpat. Aceasta înțelegeam eu că e mântuire reală. Deci, încă de tânăr, v-ați rugat în felul acesta lui Dumnezeu și ați simțit că Dumnezeu v-a eliberat încă de atunci, da, și v-a dat un har deosebit. Sigur că da. Citeam în Biblie despre adevărata tăiere împrejur, că este aceea inimii în dezbrăcarea de trupul poftelor firii pământești. Deci, am înțeles că, într-adevăr, viața unui om mântuit, eliberat, salvat, despărțit de păcat, așa trebuie să fie. Neprihănirea o primim prin credință și am intrat în această stare de har, spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 5. Am intrat în această neprihănire, dar ea are acele două componente. Separarea totală de păcat și în același timp consacrarea tuturor dimensiunilor ființei omului, a duhului, a sufletului, a trupului, în slujirea lui Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu, în împlinirea voiei lui Dumnezeu. Și aceasta, după aceasta, eu tânjeam mult și doream și mistuiam lăuntru și astăzi încă doresc să ajung la acea plinătate a neprihănirii Domnului Iisus Hristos, la biruința totală asupra oricărui microb de păcat, de întinăciune, de cusură, a gândurilor, a cugetelor, a privirilor ochilor. Și acea putere o primesc și lucrează în ființa mea, dar asta o primesc prin viață de rugăciune, viață de stăruință, viață de necurmată adâncire în relație intimă cu Domnul. Vom reveni la relația dumneavoastră cu Dumnezeu. Ceea ce aș vrea să vorbim în continuare și să aduceți în discuție sunt momentele în care ați văzut că Dumnezeu vrea să vă comunice ceva. Acele experiențe cu Dumnezeu pe care cred că le-ați trăit ca și tânăr și apoi mai târziu ca și adult. Îmi amintesc după ce mi-a murit mama, am venit la un frate de-al meu în Chețani și acolo eram pentru o perioadă la el și am început atunci să îl caut pe Domnul și era doar o familie de frați în localitatea Chețani. Și acolo se adunau seara oameni, prieteni, să asculte un cuvânt, o cântare și avea o fiică care era colegă cu mine și, sigur, m-a invitat să mă duc. Să ascult și eu, să cânt și eu. Am început să mă duc și într-una din seri, când era casa plină și au venit un grup de la biserica din Câmpia Turzii și din Vieșoara să cânte, să spună despre Domnul, eu personal am avut un îndemn ca o șoaptă, ca un glas, ca o voce lăuntrică, îmi spunea: du-te cu primul tren în Luduș, la Mătăsaru. Așa era în inima dumneavoastră. Da, eu mă uitam. Și cine era Mătăsaru? Păi, Mătăsaru, numele ăsta era. Stăteam așa uimit, parcă momentele acelea pentru mine erau ceva de neînțeles. Eram zguduit, eram ca speriat. Doamne, dar ce e asta? Și mi se repetă încă o dată. Și eu credeam că toți aud același lucru sau toți au același ecou în mintea lor sau în urechile lor, răsună așa. Nu, cântarea mergea înainte, eu eram singur pătrunț de așa ceva și am ieșit afară dintre toți. Și fratele meu la care stăteam a ieșit: unde te duci? Zic, mă duc până în Luduș. Păi cum faci tu gestul ăsta, mă, te duci în Luduș, mă, dar tu nu te gândești, uite, au venit aici tineri din Câmpia Turzii, din Vișoara, să te cunoască, să facă cunoștință cu tine, îi lași baltă și tu te duci în Luduș. Păi
Zic, nu pot să-ți explic acum. Urma să apară trenul. Era distanță de 200 de metri de gară. Zic, trebuie să mă duc și mă întorc. Și când mă urc pe tren, dura doar de la Chețan 6 km până în Luduș, câteva minute trenul, se produce așa o luptă în mintea mea. Și parcă niște șoapte venea să-mi spună, măi, tu de-a dreptul ai nebunit. Tu ți-ai pierdut mintea. Tu ești deja dereglat psihic. Tu ești ceva... Ce se întâmplă? Cum te duci tu în Luduș la Mătăsaru, măi? Până ai nici adresă, nu-l cunoști, nici număr de casă. Cum te duci tu să cauți acum carul cu fân? Păi, e ceva de râs, mă, ceva lucru nebunesc să te duci într-un oraș, domne, caut pe Gheorghe. Păi, domne, spune, mi-a trebuit să spune număr, ce e asta? Și atunci mie mi-a venit în minte cuvântul când mama mă învăța și eram mic, auzi, tu pe Dumnezeu îl poți pune la încercare și el îți răspunde. Și am zis, Doamne, eu te pun la încercare. Dacă e de la tine gândul ăsta și șoapta aceasta că eu să mă duc în Luduș la Mătăsaru, te rog fierbinte, tatăl meu, cu primul om sau cu al doilea când mă dau jos din tren, fă să mă întâlnesc cu Mătăsaru. Și cred că atunci e lucrarea ta. Se lupta în mine, da, și nu mă ofi, ce ofi, mai, într-adevăr, o halucinație, o, ce știu ce s-a întâmplat cu mine. Câți ani aveați? Aveam atunci 17 ani, înainte de botez chiar era. Și mă dau jos din tren, mă uit, mulțime mare, era sărbătorile de iarnă, între Crăciun și Anul Nou, lume multă, alții care veneau de către Războieni să meargă spre Târgu Mureș, alții așteptau trenul către Bistrița, alții să vină de la Mureș să plece spre Războieni, forfotă, mulțime acolo pe peron, ce se întâmplă, mă dau jos, ce să zic eu, la cine să întreb, dar mă râd de lumea, pe oricine întreb, mă băiete, ești normal? Mătăsaru, mi-a spune număr, domne, de stradă, spune cine e ăla. Și văd la capăt de peron un bătrân. Mă zic, mă îndrăznesc mai mult la un bătrân, mă duc. Un bătrân are mai multă răbdare. Da. Domne, nu vă supărați, nu de aici, zic că să intru în vorbă cu el. Dumneavoastră, în orașul ăsta sau aici, în zona asta, știți cumva vreun loc unde se adună oamenii care știam sigur că Dumnezeu mă mână și mă îndrumează la un om credincios, dar nu mă duce la un birt sau la un bal sau la, dacă-i Duhul Sfânt, mă trimite într-un loc unde există oameni care doresc sfințenia și apropierea de Dumnezeu. Și zic, cunoașteți undeva oameni care se adună aici să se roage, să pocăi, să slujească pe Dumnezeu, să cânte? Și când aude omul de cel întreb, zice, mă băiete, zice, du-te pe... în spatele gării, pe strada aia, dă-i drumul înainte și apoi mai întreabă tu acolo. Și când mă uit bine la el, el avea țigara între degete. Mi s-a spulberat orice speranță, zic, o las baltă tot. Îmi stătea în gânze, mă duc la peron, mă uit acolo pe afiș, următorul tren să mă întorc repede acasă. Zic că într-adevăr, hal. Vi s-a părut. Mi s-a părut. Și vine din nou așa o șoaptă. Bine, dar tu cum ai cerut? M-ai pus la încercare cu primul sau cu a doilea om să te întâlnești cu Mătăsaru. Păi tu ai întrebat pe primul. Dacă ți-au spus să te duci pe acolo, du-te pe acolo. Și când am văzut că m-am uitat pe afiș, am timp să fac și încercarea asta, proba asta, da, îmi iau curajul și o iau pe după gară, pe stradă înainte și acolo de fapt era casa de rugăciune la un frate. Și la lumina unui bec grăbesc pasul și ajung din urmă pe un domn îmbrăcat într-o haină de piele, parcă acum îl văd, cu geanta în mână. Zic, bună seara, bună seara. Nu vă supăra, zic, în zona asta, pe strada asta, cunoașteți dumneavoastră undeva vreo casă, vreun loc unde se adună oamenii să se roage, pocăiți, vreo casă de rugăciune? Ce, da, tinere, și eu acolo mă duc. Păi... când mi-a spus că merge acolo, deja m-a cuprins frica. Am zis, Doamne, dacă eu îl întreb de Mătăsaru și ăsta spune că e Mătăsaru, eu pic jos. Păi eu nu rezist să stau în picioare, eu mă cutremur de așa ceva. Și așa îmi strângeam eu inima și puterile mi le adunam și ziceam, dar nu vă supărați, zic că nu-s de aici, eu sunt fără părinți, locuiesc la un frate de-al meu, un Chețan, vă rog, spuneți-mi acolo unde mergeți dumneavoastră. Și am... tăcut câteva momente și am zis, este cineva care se numește Mătăsaru? Tinere, eu sunt. Vă dați seama? A fost o zguduire, a fost de-a dreptul, mă rugam Domnului să-mi dea putere să rămân pe picioare. Simțeam nevoia să mă arunc cu fața la pământ și să îi mulțumesc lui Dumnezeu de această călăuzire. Și
M-am dus cu el, am intrat în casa de rugăciune, a fost o seară de har, lacrimi, bucurii. A recitat fiică sa o poezie despre răpire. A fost un moment de neuitat și eu mă rugam atunci plângând și ziceam: Doamne, îți mulțumesc de această călăuzire, Doamne. El era prezbiterul bisericii, fratele Mătăsaru. Și pune în gândul lui, dacă se termină adunarea, să mă cheme la el în familie, ca să-i pot istorisi toată lucrarea aceasta. Nu știa nimeni de acolo că dumneavoastră ați venit cu această călăuzire. Absolut nimeni, absolut nimeni. Pe urmă am mărturisit-o de ani și ani ori, în multe locuri și lor personal. Și când se termină serviciul de părtășie frățească acolo, într-adevăr el vine la mine: „Na, tinere, să-mi spui cum te-ai simțit?" Zice: „Uite, te-ți prezint pe soția mea." Mi-a făcut cunoștință cu sora și zic: „Foarte bine, n-am cuvinte să vă spun." Și zice: „Dar nu pleci acasă în seara aceasta, hai până la noi în familie. Și dacă n-ai de lucru și dacă n-ai altă problemă, să stăm de vorbă, stăm la masă." Și v-ați bucurat? Mulțumim Domnului că și această lucrare a fost. Și atunci când ne-am dus în familie, am început să istorisesc, au rămas mirați toți, foarte mirați, și ne-am pus la rugăciune și am început să ne rugăm și Duhul Domnului ne-a cercetat. Nu știam nici măcar cum se manifestă darul de prorocie. Prin viu grai să-ți vorbească, așa vorbește Domnul. Știam eu când eram copil și mama mă ducea la biserică, erau ceva surori care mai spuneau câte o viziune, câte o vedenie, câte o înștiințare din partea Domnului, dar așa, prin viu grai, n-am auzit de dar de prorocie. Și eu continuam să mă tot rog, până când într-un moment dat fratele Mătăsaru mă bate pe umăr și îmi șoptește la ureche, zice: „Încetează și ascultă, că zice, este o prorocie pentru tine." Și sora, soția lui, spune, a ieșit cu cuvânt de prorocie: „Tânărule, apropie-te de mine, eu mă voi apropia de tine, îți voi da bucurii care în inima ta n-au fost, îți voi da pace, voi face din tine un slujitor, un lucrător și un vestitor al cuvântului meu și vei ajunge peste mări și țări și vei vesti cuvântul meu." Și n-am înțeles eu atunci toate lucrurile acestea, dar în parcursul timpului și al anilor, și iacă 37 de ani de atunci. Sunt de atunci, le-ați văzut împlinindu-se. Da, sigur, în 15 august vor fi 38 de ani de când am încheiat legământul cu Domnul și s-au împlinit cuvânt cu cuvânt. Am trecut și peste mări și peste oceane de 7 ori și la îndepărtări. Ați vizitat adunările din în Spania, din America, din Germania. E minunat lucru să te știi condus de Dumnezeu. Cred că nu este bucurie mai mare decât să știi că Cel care a făcut cerurile și pământul și care este Dumnezeu însuși să fie cu tine, cu omul, cu țărână din țărâna pământului, Dumnezeu să vină lângă tine ca un prieten și să te conducă. Și asta spuneam, că de aici s-a început, apoi de a luat ființă biserica din Chețani. Eu am început să spun fratelui meu, cumnatei mele, sorei mele, mai aveam o soră acolo căsătorită, oamenilor, prietenilor, vecinilor, și ne adunam separat și am început să ne rugăm Domnului. Și în 15 august, în 69, a fost primul botez prin care a luat ființă biserica penticostală din Chețani, la care au fost botezate atunci parcă 7 persoane. După perioada anilor de tinerețe, înainte de stagiu militar, sigur că urma o altă fază în care trebuia să cer lumină, călăuzire, îndrumare din partea Duhului Sfânt când voi ajunge să trebuiască să fac pasul căsătoriei. Și eu mă rugam foarte mult, doream ca să-mi reveleze Domnul mie personal, să-mi facă de cunoscut planul de căsătorie. Puteam să fac o alegere a ochilor, să mă orientez asupra unei ființe pe care aș fi apreciat-o, că e credincioasă, că e frumoasă, și dar eu am cerut lui Dumnezeu
acelui care știe prezentul, viitorul, începutul și sfârșitul oricărui lucru, să mă îndrumeze și să facă de cunoscut, să mă înștiințeze și să fac un pas după hotărârea și voia lui. Și Dumnezeu a făcut lucrul acesta. L-a făcut într-un mod miraculos, în repetate rânduri, m-a înștiințat cu privire la căsătorie, fără ca soția să știe lucrul acesta. Și cum s-a întâmplat? Am venit într-o permisie din armată și la întoarcere, când m-am dus în județul Dâmbovița, în orașul Găiești, lucram la CFR, la linia ferată, a trebuit să traversez undeva un lan de grâu, o distanță de vreo 4-5 km, unde știam că erau colegii mei la lucru, și mi-am luat boneta din cap și am traversat lanul acela de grâu și am început să mă rog. Era o zi de vară, o zi de iulie, s-auzeau spicele cum pocneau și am început să mă rog. Și am spus: Dumnezeule, Tu îmi cunoști copilăria mea, îmi cunoști tinerețea mea, știi că eu sunt un orfan fără de părinți, dar am găsit în cuvântul Tău că Tu ești tată la orfani. Vreau să fii cu adevărat, să te dovedești că ești tatăl meu. Mai am 3 luni de armată, aș vrea din toată inima, dacă Tu ai hotărât ca eu să întemeiez o familie, revelează-mi, Doamne, înștiințează-mă, fă-mi de cunoscut, să fac o alegere după voia Ta. Și plângeam, așa plângeam și îmi sfâșiam inima înaintea Domnului și eram într-o totală revărsare lăuntrică a focului din ființa mea, care mă mistuia lăuntric și doream prezența Domnului să-mi vorbească. Și dintr-o dată, ca și cum s-ar face flama unui bliț când se pozează, parcă am văzut din univers, așa, ca o străfulgerat universul, și am auzit o voce, un glas: fii pe pace, Nuța de la Luncani. Eu știam... Așa ți-a auzit în glas? Da, așa a fost. M-am și oprit pe loc, am fost zguduit, foarte, foarte cutremurat de glasul acesta, de vocea aceasta. Și cunoșteați acest nume? Cunoșteam numele, știam, întrucât o perioadă care am petrecut-o la Chețani, distanță de 5 km de Luncani, aveam ocazii de rugăciune cu frați de aici și știam de numele acesta. Este o soră care a trecut printr-o mare încercare în familia lor, a fost un eveniment la nunta lui o soră de-a soției, s-a petrecut o tragedie când nuntașii au dus acasă pe cei care au participat din partea mirelui și a petrecut mireasa la mire undeva în Oarba de Mureș, trecând cu un camion peste râul Mureș, s-au cufundat și 14 și-au găsit sfârșitul vieții atunci, dintre care 4 din familia soției. A murit atunci fratele ei, soția fratelui ei, o soră și primul ei soț. Ea, rămânând atunci fără soț, avea o fetiță de 3 ani, un băiat de 1 an și cu al treilea era însărcinată de 7 luni. Și sigur, ce ființă putea fi mai zguduită, mai adânc cutremurată de durere ca și ea, rămasă în casă pe chirie cu 2 copii, urma să-l nască pe al treilea, pe Teo, după 2 luni, și să meargă în urma a 4 sicrie spre cimitir. Dumnezeu a trecut-o prin această încercare grea și după ce eu am terminat stagiul militar și după ce am primit această înștiințare, am continuat din nou să mă rog, să stăruiesc înaintea Domnului și stăteam cu multe zile de post în rugăciune și personal mie Domnul mi-a repetat în mai multe rânduri acest caz, această ființă, acest nume.
ca fiind aleasa lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. Da, și eu am ajuns la deplină convingere că așa este planul lui. Când am venit și i-am spus, ea a rămas de-a dreptul speriată, ea a rămas zguduită și am cerut doar să se roage ca Dumnezeu să-i confirme dacă într-adevăr e planul lui și dacă într-adevăr e hotărârea lui. Și a apelat imediat să se roage, să ceară sfatul lui Dumnezeu și Domnul i-a confirmat, nu odată, nu de două ori, poate și de 5, 6 sau chiar 7 ori, că e planul lui hotărât ca să ne căsătorim. Ce minunat că atunci când Dumnezeu vrea să facă o lucrare cu cineva, cu un copil de-al său, vorbește nu odată, ci de mai multe ori, pentru ca omul să fie bine întemeiat și convins că acesta este planul lui Dumnezeu, ca nu cumva mai târziu, privind în urmă, să regrete, măi, m-am înșelat sau așa. Atunci când Domnul mi-a făcut în repetate rânduri de cunoscut și m-a științat despre acest pas al căsătoriei, eu abia atunci am înțeles de ce a trebuit să trec prin școala de orfan. Și am trecut prin perioada aceea, rămânând la 12 ani de tată, apoi la puțin timp și de mamă, și a trebuit să fiu zdrobit tot timpul și sfâșiat, îndoliat în lăuntrul meu, îndurerat. Aveam nevoie, mai mult ca oricând, în perioada aceea, de glasul mamei, de sfaturile ei, de ajutorul ei, de dragostea ei, de ocrotirea ei. Și am înțeles că Dumnezeu m-a pregătit prin școala aceasta, că atunci când mi-a făcut de cunoscut că Dumnezeu mă binecuvintează și îmi rânduiește o soție credincioasă, încercată și pregătită pentru a-L sluji pe El și consacrată pentru lucrarea Lui, Dumnezeu m-a pregătit să fiu un tată vrednic și pentru a crește acei trei copii orfani de tată. Și slavă Domnului că alături de soție au crescut mari. Bine, în urmă, după căsătorie, la vreo 2 ani, Dumnezeu ne-a mai binecuvântat cu un fiu și niciodată n-am făcut diferență între ei. Să gândesc vreodată, măcar am un singur băiat, am un singur copil, eu întotdeauna am știut că am 4. Și atât de mult mă jucam cu ei, îi învățam cuvântul lui Dumnezeu, îi puneam să învețe psalmi pe de rost, capitole din Cartea Proverbelor, multe texte biblice și versete biblice care știam că sunt de mare importanță pentru creșterea lor spirituală. Și copiii m-au îndrăgit, m-au iubit atât de mult, dacă greșeau și mama îi mai certa, ei se ascundeau după mine. Și până în ziua de astăzi, ei toți au întemeiat familii și sunt cu copii, avem 12 nepoți, ne amintim cu plăcere de toate lucrurile, de toate fazele și când îi așteptăm acasă și vin, ne îmbrățișăm, plângem, înaintea Domnului ne găsim de plină alinare, lăuntrică, mângăiere, răcorire, stâmpăr, numai în harul Domnului. Așadar, Dumnezeu v-a dat un tovarăș de viață, un ajutor potrivit. Cum s-a arătat dânsa ca un ajutor potrivit? Cum a făcut Dumnezeu să înțelegeți lucrurile acestea? Nu voi cuprinde niciodată prin cuvinte dimensiunile recunoștinței mele pentru ceea ce a fost și este soția mea pentru mine. Eu pot să spun că îi datorez ei starea mea de părtășie cu Domnul, nivelul de a-L cunoaște pe Domnul, nivelul de a trăi în intimă relație cu Domnul, a fost într-adevăr și este o ființă binecuvântată, încărcată de Duhul Sfânt. Petrecem și am petrecut tot timpul celor 33 de ani ceasuri întregi în rugăciune. Nu aș vrea să fie o afirmație prin care să poată cineva gândi că este o afirmație de a ne scoate în relief cu ceva. Dar eu zic că aceasta este o realitate în viața multor credincioși. Un timp de cel puțin 4 ore petrecute în rugăciune din 24 de ore nu-i prea mult. E un început bun. În adâncire, în rugăciune,
în cercetarea cuvântului, în prezența Domnului, acolo se produce creșterea aceea spirituală, tăria aceea lăuntrică, plinătatea aceea puterii lui Dumnezeu care să ne facă biruitori asupra ispitelor, asupra încercărilor, asupra valurilor. Și spuneți că vă rugați împreună cu soția. Cum vă rugați? Ce faceți timp de 3-4 ore în rugăciune? De multe ori, când ne cerceta Duhul Domnului, simțeam într-adevăr că ne deconectează, ne deslipește de țărână, de pământ. Puteam în adorare, în contopirea adâncurilor ființei noastre cu Domnul, să îl proslăvim, să-i mulțumim, să-l lăudăm. Mijlocire prin Duh, rugăciuni prin Duhul, prin darul vorbirilor în alte limbi, chiar ore întregi. Și, într-adevăr, e un har ce nu-l poți să-l exprimi, al dulceței, al fericirii, al contopirii cu Domnul. Ceea ce constat eu că lucrează Duhul Sfânt în viața unui credincios este primul lucru să urască păcatul, să urască orice microb de întinăciune și de cusura cărnii și a Duhului, să dorească numai plinătatea Duhului Sfânt, numai plinătatea Harului, numai bucuria, pacea, roadele Duhului Sfânt, sigur, trebuie să fie evident la temelia tuturor lucrărilor și activităților vieții credinciosului. Sigur că rugăciunea este un loc de adorare a lui Dumnezeu, dar în același timp rugăciunea este și o luptă pentru cauzele dorite, pentru lucrurile pe care vrem să vedem că Dumnezeu le schimbă între noi, între cunoscuții noștri. Aș vrea să vă rog să istorisiți asemenea momente în care ați stat, poate cu soția sau poate singur sau în altă împrejurare și v-ați rugat pentru anumite lucruri și Dumnezeu cu adevărat a răspuns. Chiar în urmă cu un an și jumătate, eu am avut o problemă foarte gravă la piciorul drept. A trebuit să mă duc la Cluj și să fiu consultat de mai mulți specialiști, medici. Mi-am făcut toate analizele, am ajuns la ecografie, radiografie, mușchiul deasupra genunchiului din spate, la piciorul drept, era împietrificat, cum să-l numesc, era așa de tare ca piatra, era albăstrit și era acolo cât un moșroi acumulat puroi. Și la toate analizele și radiografii, ecografii, s-a constatat că am osteomelită. Era osul fisurat și s-a acumulat prin toate țesuturile mușchiului acea cantitate mare de puroi. Mi s-a dat ultimul răspuns la recuperări în Cluj de adjunctul și de șeful de la recuperări să mă duc la operație. Era imposibil să scap de operație și trebuia să mi se taie, așa îmi spuneau ei, mușchiul până la os și să se curețe și am spus la soție, am sunat-o, zice vino acasă și ne vom ruga Domnului. Am venit acasă și seara am început să ne rugăm. Eu nu mă puteam pune pe genunchi, nu puteam îndoi piciorul și ea a început să se roage. Cu atâta durere, cu atâta sfâșiere de inimă, cu așa revărsări de lacrimi, a cerut prezența Domnului să se atingă de mine și să mă vindece. Și fiind mai aproape de ea, mi-a îmbrățișat piciorul în brațe, cum ea era pe genunchi. Și a început să se roage cu atâta credință, încât eu în gândul meu ziceam, Doamne, dacă Tu acum nu asculți, asta și moare de durere. Te rog, ai milă de ea și ascultă. Și a fost dat un cuvânt prin prorocie, ea are din partea Domnului darul de prorocie și a spus, fii pe pace, voi deschide două conducte și mădularul tău se va limpezi. Și a doua zi, într-adevăr, în spate, la picior,
ca două vârfuri de pix, au fost să fi surat și a început să curgă de acolo puroiul. Și timp de un an și jumătate, în fiecare zi, a curs, a curs, a curs, până când piciorul meu s-a limpezit și astăzi sunt deprins sănătos. Am radiografia, am rezultatele, ecografia, tot. Deci eu am mai mult decât convingere, sunt sigur că Domnul m-a vindecat și sunt vindecat, deci nu mai am nicio îndoială de asta. Cuvântul Domnului spune că mai bine doi decât unul, da. Și funia împletită între ei nu se rupe ușor. Cred că v-ați rugat pentru vindecare și nu numai în viața dumneavoastră, ori mai fi fost probabil și alte situații, dar aș vrea să vă întreb, v-ați rugat și pentru mântuirea unor oameni apropiați pe care Dumnezeu vi-a arătat și în urma rugăciunii aceleia Dumnezeu să fi lucrat? Sigur, pe în această perioadă de la căsătorie și până astăzi, în cei 33 de ani, ne-au vizitat familia. Altarul familial a fost un loc unde mulți l-au întâlnit pe Domnul și i-au cercetat prin Duhul Sfânt adânc cauzele, dorințele pe care le aduceau înaintea Domnului. Pot să spun, fără teamă de a greși, nu doar sute de frați, și mii de frați în această perioadă, din toată țara, după Revoluție, apoi sigur și din străinătate, până în ziua de astăzi, aleargă mulți, vin aproape în fiecare seară la rugăciune, cu diferite cauze. Mulți au ajuns eliberați din păcat, descătușați de patim, de vicii, de puteri demonice. Mulți au primit vindecarea la boli incurabile. Nici n-aș putea să enumer câte cazuri de cancer a vindecat Domnul la cercurile de rugăciune. Domnul a lucrat și a botezat pe mulți cu Duhul Sfânt, a schimbat viața multora. Sigur, astea sunt lucrările pe care Duhul Sfânt le face și Domnul le face pretutindeni. Eu nu vreau să scot în relief că este un loc mai aparte de alte locuri. Oriunde există inimi sincere și doresc cu sinceritate proslăvirea lui Dumnezeu și scoaterea valorilor jertfei Domnului și numele Domnului și gloria Lui în evidență, acolo Domnul lucrează. Dar spuneam că atunci când un om este folosit de Dumnezeu, să presupun că aș fi folosit în viitorul apropiat undeva pe un stadion unde s-ar aduna mii de oameni și la glasul Evangheliei, care este puterea lui Dumnezeu, s-ar revărsa o așa putere, un așa har, o așa belșug de binecuvântare, de cercetare prin Duhul Sfânt, încât tot să-și mărturisească păcatul, să-și recunoască vina, tot să se predea Domnului și să facă legământ cu Domnul prin botezul în apă și să fie într-adevăr toți mântuiți și să ajungă la acel proces al sfințirii și la starea de maturitate în Hristos. Și dacă toți ar fi vindecați de toate bolile care le-ar avea în trupul lor, eu ar trebui să gândesc și să doresc și aceasta trebuie să fie în temelia vieții mele. Niciun gând să nu fie a cuiva că am trecut pe acolo sau că Domnul m-a folosit sau că să nu doresc să fiu afirmat, să ies în relief, să nu tânjesc după onoarea, după cinstea, după lauda oamenilor. Aceasta nu este de la Dumnezeu, este o otravă a diavolului când cineva își caută scoaterea în relief, să se promoveze, să fie admirat, să fie apreciat, să fie cel mai recunoscut de toți, mai uns, mai înzestrat, mai capabil. Toate aceste lucruri nu aparțin Duhului Sfânt. Acestea vin din otrava diavolului, din mândria care merge la pieire și merge la pierzare. Deci în urma unui astfel de eveniment măreț, toată gloria și cinstea absolut, să fie a lui Iisus. Absolut toată numai a Lui, numai El o merită, numai jertfa Lui, numai sângele Lui, numai iubirea și dragostea Lui care ne-a mântuit. Noi trebuie să dorim să fim ascunși cu Hristos în Dumnezeu, să nu ne vedem noi, să se vadă numai și numai slava Lui.
Iubiți ascultători, vă reamintesc că la drumul spre casă a fost împreună cu noi Tiut Ioan din comuna Luncani, județul Cluj. Ne-am bucurat și astăzi să auzim că Domnul Iisus răspunde la rugăciuni și călăuzește foarte concret pe aceia care îl caută și iubesc voia lui Dumnezeu. În episodul următor veți putea asculta continuarea acestei discuții, în care vom afla modul minunat în care Dumnezeu a dat naștere adunării creștine din Luncani, în urmă cu mai bine de 35 de ani. Și de asemenea vom auzi despre trezirea din Hodac, județul Mureș, unde la un singur botez și-au mărturisit credința în Hristos 150 de oameni veniți din lume. Sunt Radu Mureșan și vă aștept peste o săptămână la o nouă întâlnire. Până atunci, să rămânem tari lângă Domnul, pentru că revenirea Lui este mai aproape cu fiecare zi. Tuturor, numai bine!